Din Europa. Datorită ecumenismului, toleranței și îngăduinței pe care o manifestă locuitorii acestei zone între etnii, între culte, între rituri, între religii și așa mai departe. Toate lucrurile astea se regăsesc în voi. Dacă v-aș întreba de ce vă iubiți orașul, ați zice, asta e, că ne-am născut aici. Sau poate că nici măcar nu există verbul a iubi, poate că vă simțiți confortabil. Stați mult în apă, nu mai simțiți că sunteți uzi. Când vii din afară, și repet, sunt brașoveancă, da? Brașovul este un oraș special. Timp de 3 ani a fost singurul city break și declarat cel mai frumos oraș din România. E bine totuși în Brașov să fii din cauza și nu datorită, pentru că știm cu toții că nu e același lucru, nu e așa? Da. E bine să fii turist. E o climă care te copleșește și te apasă când stai acolo. Dar nu mi-am dat seama de asta decât la 38 de ani, când am plecat din Brașov înspre București, luând toate testele pentru televiziunea națională, respectiv știri și talk show, teste pe care le-am luat, le-am dat cu Andrei Gheorghe. Cine a auzit de Andrei Gheorghe? Dumnezeu să-l odihnească acolo unde eu, a fost un om de televiziune, cu toate hibele și cu tot trecutul lui, un om de cultură, care a promovat, a dus mai departe, a fost cum să zic, trimis al iubirii față de literatură în această lume. Pentru că, dragii mei, dacă simțiți o singură clipă frustrare și angoasă și nemulțumire pentru faptul că nu sunteți băgați în seamă de către cei mai mari decât voi, profesori, părinți, cei care ar trebui chiar să se ocupe de voi emoțional, ca linie de trasată în viață, este pentru faptul că voi nu vă faceți simțită prezența în propriile voastre vieți și apoi. Sau mi-aș dori să văd un film, că am auzit eu că este extraordinar. Da? Am informația. Și îmi pasă de asta pentru că ar aduce un beneficiu vieții mele. Da, Mielene, să mă trezesc dimineața, să mă duc să văd filmul. Deci acțiunea. Fac sau nu fac? Asta e diferența. Fac sau nu fac? Am deschis tot felul de paranteze pentru că în 30 de minute aș vrea să vă spun foarte multe lucruri și am să vin doar cu idei. Dacă acele idei cumva vor rămâne în mințile voastre, asta e pentru că sunt eu foarte bună. N-am pus niciodată la îndoială capacitatea voastră de înțelegere. Ați văzut că niciodată n-am întrebat, ați înțeles? Pentru că eu știu că voi înțelegeți. Nu e așa că există doamne profesoare care zic, ați înțeles? Da. Ei, eu n-am să pun întrebarea aceasta. O să întreb, m-am făcut înțeleasă? Și mă întorc la procesul, la miracolul comunicării. Pentru că, de fapt, este un miracol. Indiferent de dezvoltarea tehnologiei în domeniul comunicării, vorbirea va rămâne cel mai important. Și uite așa mintea care este perfidă și generează iluzii și deschide alte idei și generează limite și autolimitări. Pentru că momentul în care eu pun o întrebare și voi nu răspundeți, mintea zice, dar de ce? Dar să zică altcineva. Dar dacă nu e bine? Dar dacă nu mă aud bine? Dar dacă spun o prostie? Și vine mintea și face tot felul de năzbâtii în ființele voastre și nu vă lasă să fiți voi înșivă. Da? Ne întoarcem la comunicare. Indiferent de dezvoltarea tehnologiei în domeniul comunicării, vorbirea va rămâne cel mai important mijloc de comunicare. Pe de altă parte, zic și zic, dacă vorbim doar ca să spunem, spune cineva o întrebare și tu vrei să scapi cât se poate de repede de răspuns. Și ai vorbit undeva în barbă, cu capul jos, fără contact vizual, tu ai vorbit ca să spui și ca să te eliberezi de corvoada care ți s-a dat. Dar noi trebuie să vorbim ca să transmitem. Eu vorbesc acum în dorința de a ajunge informația la mințile voastre. Dacă și rămâne ceva și dacă măcar o jumătate dintr-o ființă care participă în clipa asta își dorește să și aplice, eu mă îmbăt. Vă chem și pe voi după 18 ani. După ce împlinesc eu 18 ani. Mă întorc. Mai e ceva. Vorbirea a dus la dezvoltarea capacității de gândire și nu invers. Vorbirea, suntem niște entități care am fost lăsate cu acest dar al vorbirii, al comunicării, voce. E a noastră, nu e a patrupedelor, da? Noi, oamenii, avem capacitatea de a verbaliza, de a ne pune în cuvinte
ideile, sentimentele, dorințele, într-o ordine logică, pentru a mă face și înțeleasă, că dacă vorbesc numai așa în dorul Lelii, ca să mă aflu în treabă și mă duc acasă, bă, n-am înțeles la nimic, înseamnă că ăla e tâmpit, da, și ăla are o problemă cu mine. Nu, trebuie să fac eu tot ce-mi stă în putință pentru a mă face înțeles. Vorbirea a dus la dezvoltarea capacității de gândire și nu invers. Și mă întorc. Vorbire, comunicare, aveți ceva de spus profesorilor, dar n-aveți curajul. Asta spune ceva despre bagajul de cuvinte pe care le avem. Cu ce Dumnezeu vorbim? Cu ajutorul unui aparat de vorbire, care are ca obiecte cuvintele. De unde luăm cuvintele? Ce poftim? Ieși din dinții. Acolo găsim explicațiile cuvintelor pe care le înțelegem. De unde luăm cuvintele? Zi mai tare. Din cărți. Exact, din cărți. Fac ce fac și ajung la lectură. Nu citiți pentru că vi se dă un pomelnic de liste. Nu pentru asta citiți. Mai e o modă acum. Îi zice absolvent de curs de dezvoltare personală de profesie. Părinții voștri nu vi s-a întâmplat? Nu, aici în Oradea. Oradea este o foarte... Oradea este o comună mai mare, unde oamenii sunt interesați de traiul lor zilnic bun, sunt interesați și sunt nemaipomeniți de relațiile bune pe care le au cu prietenii, cu vecinii, sunt interesați de zona asta. Mi s-a întâmplat să țin cursuri și să fiu plătită în produse, pentru că mai toți avem în stânga și de-a... Zic, am dreptate sau nu? Nu avem noi în afara Oradei cunoștințe rude la Binj, la Marghita, care au câte o seră, câte o ușor, câte o zacuscă, alea. Prioritatea cetățeanului din Oradea, pentru că aici suntem, este legată nu atât de mult de dezvoltarea personală, pentru că există o tihnă, o viață tihnită. Baiul este că e neplăcut să ne o ia orașul înainte. Orașul crește într-un ritm fabulos. Și atunci nu trebuie să dea orașul și cei care vin în Oradea, municipiu, oraș, municipiu, reședință de județ, peste niște oameni rurali. Ce frumos m-am exprimat. Ziceți-mi sinonime. Țărani. Și rustici. Eu la rustici m-am gândit. Corect. Trebuie să dea peste niște oameni care au în mintea lor limba română literară ca numitor comun. Nu știm unde ne poartă viața pașii. Nu știm dacă rămânem în Oradea sau ne mutăm în orice oraș din această lume, dar nu sunt câini cu o vrigicoadă. Credeți-mă sincer, trebuie să fii foarte bun sau foarte rău ca să ajungi într-un oraș din lume. E bine să ne străduim din răzputeri, să facem tot ce ne stă în putință, să crească această zonă care se numește România și care este fabuloasă. E o țară extraordinară, are tot ce-i trebuie. De asta sunt oameni harnici în alte locuri, pentru că nu au ce le trebuie. Noi avem de toate, și apă, și munte, și câmpie, și deltă, și mare, și fluvii, și... Deschid paranteza, pana mea, închid paranteza, avem tot ce ne trebuie. Dorință de a dezvolta ceea ce avem. Pe de altă parte, mă întorc la voi, spre deosebire de generația mea, care da, recunosc, există posibilitatea să fie cel mai mare dușman al generației voastre și da, recunosc, e carapelistă, telenovelistă, trăită jumătate în comunism, tânjind mulți dintre noi după ceea ce am dobândit acolo, generația mea a avut parte de modele. Voi nu prea aveți. Mulțumesc încă o dată Mihaelei, care a inițiat această platformă educațională transformată în caravană care se numește Bookland. Tocmai pentru că se străduiește din răsputeri să aducă personalități din diverse domenii care au făcut ceva în viețile lor și care ar putea să devină modele pentru măcar o ființă care participă la toată povestea asta. Viața voastră de-abia acum începe. Acum începe. Care e diferența între voi și părinții voștri? Depinde la ce vârstă v-au avut. 22, 25, 28, 30. Deci gândiți-vă că voi peste 30 de ani o să fiți cum sunt părinții voștri acum, dar cum? Ce poftim? Zi tare, că e fain. Cum? Acum înțeleg. Doamne ferește. Hai să zicem că sunt în Oradea și spunem Doamne ferește. Da? Vezi? Despre asta este vorba. Ca să nu se întâmple povestea asta, ai nevoie de cunoaștere. Eu am demarat o campanie la nivel național care se numește Nu renunța la cunoaștere. Și nu mă refer la a ști chimie dacă nu-ți place sau a ști, toate că există posibilitatea să...
La 18 ani am terminat liceul, n-am vrut să dau la facultate pentru că mama mea nu m-a lăsat să dau la teatru, am vrut finanțe și am vrut să o pedepsesc să se facă de cacao în tot orașul Brașov. Și într-adevăr, jumătate din orașul Brașov a bârfit-o pe doamna Mateiaș pentru faptul că fie s-a n-a dat la facultate, dar s-a întâmplat din iunie până în octombrie când colegii mei s-au dus la facultate și eu m-am angajat cu pile ca muncitor necalificat la o uzină din Brașov. Miros, greu, urât, halate, cară. Și atât m-am pus cu burta pe carte și în 3 luni am ajuns la categoria a 3-a. Într-un an jumate am devenit funcționar economic și în 3 ani contabil șef de atelier. Nu mi-a plăcut ce am făcut, pentru că era exact ceea ce voia mama. Dar măcar mi-am dorit să-mi depășesc condiția ca să mă simt mai bine, să trăiesc mai bine, să mă respect eu pe mine în ochii mei și după aceea în ochii celorlalți. Și n-am intrat niciodată în competiție cu alții. Pentru că așa a fost educația pe care am primit-o. Am intrat în competiție cu mine însă. Să trăiesc eu mai bine astăzi decât ieri și mâine decât astăzi. Așa am gândit. Și se pare că acum cu cursurile astea de dezvoltare personală am ajuns la concluzia și am aflat că eu de fapt trăiesc de o viață, cum zic ăștia în cărțile lor, dar n-am știut că așa se numește toată povestea. După care, după revoluție, după 9 ani de contabil șef de atelier, lucru care a fost împotriva firii mele și împotriva felului meu de a fi, am renunțat spre disperarea întregii familii și în 7 aprilie am împlinit 30 de ani și în 8 noiembrie deja lucram la primul post de radio particular din Brașov. Pentru asta și am rămas acolo timp de 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, luând locul 2 pe țară pentru cea mai bună voce radiofonică feminină, pentru că am învățat. Pentru că tata mi-a zis, fă-te tu ce ții face, dacă o fi a mai bună, Ardelea de la Zău de Câmpie, a mai bună. Și am învățat. Dacă vouă vi se pare că procesul de învățare se termină odată cu finalizarea liceului sau facultății, sunteți naivi. Asta înseamnă sinonim. Apropo, știm de Mark Twain, da? Da. Știm ce a scris, ce a făcut, da? Au fost mulți copii care, pe care i-am întrebat, tineri, copii, copii, sunt de aia de grădiniță, voi sunteți tineri de-a dreptul. Era mințit. Așa? Și i-am întrebat ce-i cu Mark Twain și coala albă de hârtie. Tipul, înainte de a deveni scriitor, scriitor valoros și cu un umor extraordinar, a fost vânzător. Nu de țară, nu de neam, ci sales, cum erau pe vremuri, mergeai din ușă în ușă, comis voiajor și vrei să cumpere o cameră, uite la ce folosește și așa mai departe. Și-a dat seama că nu reușește să aibă succes și să aibă clienți pentru că n-avea cuvinte în vocabular. Și ce a făcut deșteptul de el? În fiecare zi, timp de un an de zile, a învățat câte un cuvânt, astfel că la finalul celor 365 de zile a avut 365 de cuvinte noi învățate și a mai făcut ceva. Plus sinonime! 365 de cuvinte învățate plus sinonime. A devenit profesionist, cu foarte bine dezvoltat profesional în domeniul lui, după care a ajuns să scrie. Mă întorc la ceea ce spuneam, cuvântul este cel care mă poziționează în viața mea și în viețile celorlalți și felul în care. Mă întorc, radio învață, dicție învață, muzică învață, să nu care cumva să credeți că eram cea mai bătrână de acolo la 30 de ani. Toți erau de 17, 19, 22, 20, până cel mai, între mine și restul era o diferență de vreo 8-9 ani. 25 era cel mai mare și eu aveam 30, da? După 3 ani de radio, unde am învățat extraordinar de multe lucruri și unde am învățat că este atât de valoroasă cultura generală, mi-am dat seama că am rămas acolo și am făcut carieră în zona respectivă datorită culturii generale. Un pic de geografie, un pic de istorie, un pic de istoria muzicii, un pic de istoria artelor. Un calendar care îți spunea zilnic ce s-a întâmplat în urmă cu nu știu cât timp în data respectivă. Cum să menții atenția trează celor care te ascultă la radio, pentru că pe vremea aceea, în urmă cu câțiva ani buni, respectiv 30, în urmă cu 26 de ani, radioul era the best, the number one. Și atunci aveai nevoie de astfel de informații ca să te poți menține. Deci face ce facem, ajungem la informații și ajung la cunoaștere și ajung la cuvânt și ajung la carte. Fie că vreau, fie că nu vreau. După aceea am fost luată, cum vă spuneam, m-a descoperit cel care conducea ProTV-ul pe atunci. Am lucrat 2 ani și jumătate în ProTV Brașov și a venit cel care manageria institut, tot ce înseamnă Media Pro Internațional și am dat 2 probe. Talk show, unde am luat cu brio, i-a spus, Andrei i-a spus lui Sârbu, ia o bă că e vie. E mare lucru să fii viu, să fii prezent, viu.
și, și efervescent ca un pahar de șampanie în propria ta viață, influențându-i și pe ceilalți. Pentru că, de fapt, ăsta a fost marele mea atu atunci când am, am luat locul acela, am câștigat locul acela pentru în radio. Să poți să schimbi starea de spirit a unui oraș doar prin intermediul vocii, fără imagine. Informație, muzică și voce. Și iar mă întorc la comunicare, pentru că despre asta este vorba. Și am ajuns și în televiziune și am lucrat până în 2008 în, în Pro TV un an și în Acasă timp de 7 ani. În tot acel timp n-am făcut altceva decât am citit, am învățat politică, economie, bleh, drept despre... Da, da, pentru că făceam talk show-uri, oricând îți vine un polițist vorbind despre incest sau prostituție, trebuie să știi legislația din. Dacă îți vine un avocat vorbind despre legile muncitorului, da, drepturile muncii, trebuie să ai informații. Dacă îți vine o artistă, de exemplu, o interpretă de muzică clasică, îți vine Angela Gheorghiu, trebuie să știi clar, să-i faci background-ul, să-i documentezi viața și să știi cine e, de unde a pornit, care este muzica, ce e soprană, e alto, soprană de coloratură, ce, care este diferența între și să știi care sunt lucrările simfonice pe care ea le-a interpretat. Ori pentru asta ai nevoie de oamenii care lucrează în televiziune și în radio, oamenii care se respectă, au nevoie de aceste informații. Așa că fac ce fac, mă întorc tot la a citi. Voi puteți face absolut ce vreți. Puteți să vă petreceți timp uitându-vă la cai verzi pe pereți, mergând la saloane de cosmetică cu afură înainte de vreme. Puteți să faceți absolut ce vreți. În momentul în care veți aplica pentru o profesie care să vă dea respect de sine, pe perioadă lungă, pentru că tinerețea trece. Tinerețea, frumusețea, trece. Puf, uite așa. Rămâne valoarea, rămâne spiritul, rămâne împăcarea cu sine, rămâne cunoașterea. Pentru toată această poveste avem nevoie de cunoaștere. Puteți face absolut ce vreți voi în acest timp. Timpul este o monedă și o valoare care nu se mai întoarce. Poziționați-vă cu demnitate în viețile voastre pe termen lung. În așa fel încât atunci când veți ajunge la 50, 55, 60, să fiți împăcați și împliniți cu voi. E foarte greu. Pentru că aveți acum impresia că a, maică mea a reușit, ăla a reușit, la ce-mi trebuie. O să vedeți la ce vă trebuie. Dacă vă place viața, că, dacă tot ați venit în ea, n-ar fi rău să și trăiți cum vă place. Și după ce am terminat cu televiziunea, pentru că nu mi-a mai plăcut ce se întâmplă în acel post de televiziune și cum se derulaseră toate programele, am avut și niște probleme de sănătate în urmă cu vreo 8 ani. După ce am aflat că totul e bine și că nu e cancer și că, uite, am mai scăpat o perioadă, mi-am luat o pauză de 2 ani pentru că am avut chiar pus deoparte și am călătorit în toată lumea. Să călătorești este, cred că, cel mai facil și, în egală măsură, temeinic mod de a cunoaște. Cunoaște zone cu istoria lor. De ce oamenii ăia? De ce oamenii iau altfel de hotărâri decât le luăm noi? De ce sunt altfel? De ce trăiesc altfel? O fi contextul istoric, o fi contextul social, de ce trăiesc altfel? Să călătorești cu ruxăcelul în spate în toată lumea, lucru pe care voi puteți să-l faceți. Eu am avut pașaport la 40 de ani, la 40 am zburat prima oară cu avionul, la 40 am ieșit din țară. Că așa a fost să fie. Am avut copilul la 22, am o fică de 34 de ani care locuiește în Berlin și care este studentă anul 2 la a 3-a facultate. Poate nici așa, i-ai dusă, da? Da, mă rog, este alegerea ei și eu respect și asta o face fericită. Însă, să poți să înveți la momentul potrivit, fără a te simți strâns de probleme, să o faci pentru că să fii... Eu sunt rezultatul trecutului meu și voi sunteți rezultatul trecutului vostru, da? Fie că ați depins de mamă, de bunică, de societate, de școală, aveți capacitatea și posibilitatea, odată ce terminați un liceu și terminați liceul în care cumva să renunțați, că am înțeles că a crescut foarte mult numărul, procentul celor care renunță la liceu în clasa 9-10, iar bihorul este pe primul loc în ordinea acestei nefericite atitudini. Terminați-vă liceul,
Nu știți unde vă poartă viața pașii și o să aveți nevoie de nenorocita aia de diplomă. Că nu puteți da după aceea ca alții, că nu sunteți fotbaliști. Nenorocita aia de diplomă vă folosește. Dacă vi se, pur și simplu vi se deschide orizontul și ziceți, vreau să fac o facultate. Să aveți ce vă trebuie ca să puteți. Eu am făcut psihologia, am făcut-o la 42 de ani și la 50 m-am apucat de logopedie. Și acum studiez în continuare logopedia pentru că asta mă poziționează într-o zonă de foarte bun profesionist în domeniul pe care mi l-am ales, respectiv comunicare. Și cum spuneam, 2 ani am călătorit, m-am întors, n-am mai găsit nimic din ceea ce era televiziunea de odinioară și am intrat în panică, 3 luni de zile am fost disperată. Și am descoperit mediul antreprenorial și cum e după cerere și ofertă, am descoperit aceste cursuri de dezvoltare personală unde veneau indivizi și vorbeau despre ceea ce au citit, despre experiențele lor și mi-am dat seama că mi-am găsit nișa, pentru că ei doar veneau și spuneau. Cum ar fi fost acum să vin să spun? Bună ziua, numele meu este Mihaela Tatu și am hotărât să rămân în Oradea de 6 ani. Am venit cu un proiect de 1 lună și jumătate să pun voce pe desene animate și după o lună m-am îndrăgostit de Oradea, mi-am adus mobila și câinele cu tirul. Și acum trăiesc într-o dolce viață aici la Oradea, pe malul Crișului. Ar fi ajuns informația la voi? Nu. Adică să fiu blank. Asta nu-i comunicare. Orice ai pornit să faci, pornește cu inima. Pornește cu dorința. Mai bine nu, dacă n-aveam chef să vin să vorbesc, nu, îi spuneam, Mihaele, nu vin. Dar dacă tot am venit, dacă tot mă duc la serviciu în fiecare zi, dacă tot am hotărât să fac ceva, pentru că să știți că ceea ce faci pentru tine contează mai puțin. Te desăvârșește pe tine ca să poți face ceva pentru alții și asta rămâne. Ce faci pentru ceilalți va rămâne. N-am spus-o eu, a spus-o Einstein. Dacă nu ziceam, ziceați, mamă ce deșteaptă e tatu. Ei bine, nici chiar așa, da? El a spus-o. Mă întorc. Am găsit această nișă. La 42 de ani am făcut psihologia pentru că aveam nevoie de tehnica interviului. Logopedia. Înveț în fiecare... Aici la Oradea am făcut persolog după modelul DISC. Avem această posibilitate. Am făcut mediator. Uite, cum i-ai spus că plece? Cum au început? Că trebuie să plece. Bun. Una peste alta vă recomand niște cărți. Scurt, scurt. Secretele comunicării. Larry King. Știi cine a fost Larry King? Este tăticul la tot ceea ce înseamnă talk show. Dar să nu notați, vă rog frumos. Deci e, vă spun doar așa ca să vă aduceți aminte din seara înainte de culcare. Și nu obligatoriu să notați. Secretele comunicării, Larry King. Pescărușul Jonathan Livingstone, de Richard Bach. Este metafora omului care își dorește să facă ceva cu viața lui și cum turma îl trage înapoi. Așa cum mi se va întâmpla vouă când vă veți hotărâ să fiți altfel decât sunteți, să fiți mai buni. Și toată gașca o să zică, ia uite și pe asta s-a ajuns. Ia uite ce s-a, da? Vedeți-vă de drumul vostru, v-ați fixat ținta și pe ei, pe mama lor. Pentru că e viața voastră, nu e a celor din jurul vostru. Credeți-mă. Și ar mai fi secretele comunicării. Mărturisirile, destăinirile unui vorbitor în public. Scott Berkul. Vorbitul în public. Dale Carnegie. Inteligența emoțională. Daniel Goleman. Emisiunea asta nu știu dacă o să o mai fac, pentru că modelul și formatul în care, care de fapt a adus valoare celor care au primit-o, care au văzut-o și mi-a adus mie valoare și celor care au apărut la emisiune, nu cred că vor fi cei care conduc posturile de televiziune, nu cred că își vor dori acel format. Ori un alt format nu vreau să mă duc, pentru că să scândăr mizeria, ceea ce ne interesează pe toți cancanul de supreșul oamenilor, cu toate că după felul în care un om vorbește, poți să-ți dai seama și câte schelete are în dulap și mai ales poți să-ți dai seama câte gogoșe are băgate pe sub covor. Credeți-mă! Ăla este momentul de vulnerabilitate când îmi vine trecutul în față. Când vorbesc în fața oamenilor și mă fac mică, bag capul între umeri, în primul rând când vezi un om de la distanță îl măsori așa, ținută, cum e îmbrăcat, tot, e în regulă, mai ales când mergeți la aplicații. După care, eticheta ți se pune în momentul în care deschizi gura și începi să vorbești. Nu cred că o să mai fac, în schimb am avut o emisiune de interviu pe canal 33. Dar nu există, nu cred, habar nu am. Lasă viața să curgă. Dacă acum zic eu, nu mai fac și mă duc acasă și primesc telefon. Mihaela, vreau să vii să vorbim despre un format de emisiune asemenea de femei. Și dacă îmi plătește și ceva sănătos, pentru că nu ne vindem bine, având un background, având valoare, cunoscând în valoarea nu cu modestie, ci cu smerenie și cu demnitate, pot să mă duc să cer cât vreau. Da?
Există posibilitatea să lipsesc o perioadă din Oradea, dar nu m-aș muta din Oradea. Pentru că este un oraș extraordinar. Nu pentru voi, voi n-aveți decât să vă luați zborul, să plecați în toată lumea, dar să vă întoarceți, pentru că ăsta e loc bun de crescut copii și de dezvoltat familie. Da? Nu știu dacă o să mai fac, dar colaborări cu televiziunea am constant. Mă duc, vin, acum o să plec. Plec pe 1 dimineața și mă voi întoarce pe 14. În schimb, țin cursuri de tehnica și arta livrării, comunicare, de arta livrării discursului în Oradea. Și merg din liceu în liceu, pe banii și pe timpul meu, ținând ateliere pentru a genera curiozitate în voi ca să vă doriți să vă faceți simțită prezența în viețile voastre și să nu mai trăiți cu frustrări că nu mă fac înțeleasă la ăia. Oricum nu sunteți luați în calcul. Să ne înțelegem. Ăia care ne conduc nu vă iau pe voi în calcul, ca fiind România adevărată, nu ei. Da? Nu vă iau în calcul. Păi haideți odată cu creșterea voastră să ziceți, sunt și eu aici, nu în altă parte. De dacă ar fi fost a generației mele, uite-te, uitați-vă în ce trăim, că e a generației mele. Voi puteți să faceți o schimbare, dacă vreți, pentru că suntem ceea ce alegem noi să fim în orice moment. Ăsta e unul dintre motourile mele și cel de-al doilea, nu există vârstă pentru un nou început. Ever, never! A fost o bucurie și mulțumesc!